Copiii din școlile sibiene vor învăța din martie cum să protejeze animalele fără stăpân. Programul educațional se dorește a fi o continuare a proiectului de anul trecut intitulat De ce iubim noi câinii. Pe lângă pliante și discuții libere la clasă, elevii vor face și vizite la adăpostul de câini comunitari din Sibiu. Municipalitatea sibiană dorește să îi învețe pe elevi în școli să iubească animalele fără stăpân. Reprezentanții primăriei și cei ai unei asociații care se ocupă cu protecția animalelor au bătut palma în realizarea unui proiect educațional în școlile sibiene. Acesta va debuta în luna martie și este o continuare a programului De ce iubim noi câinii, realizat anul trecut în unitățile de învățământ sibiene. Împreună cu asociația Animal Life se va desfășura o campanie dedicată copiilor și credem că este un lucru bun. Este suficient să ne ocupăm de câinii comunitari, cred că este necesară și o schimbare de atitudine. Ori aceasta se poate produce începând de acolo de unde educația pentru societate începe, și anume în școală. Membrii asociației și cei ai serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân vor merge în toate școlile municipiului, vor împărți pliante, vor oferi informații despre cum poate fi adoptat un cățel sau cum se îngrijesc animalele, dar și despre campaniile de sterilizare a câinilor. Tot în cadrul acestui proiect se vor face vizite la adăpostul pentru câini, unde elevii vor putea să stea de vorbă cu medicul veterinar, să vadă cum se îngrijește un câine și cum acesta este hrănit. Prin acest program se speră, pe lângă educarea tinerilor cu privire la animalele comunitare, și încurajarea adopțiilor de câini fără stăpân.